dori să deschidem Cartea Sfântă la Faptele Apostolilor, la capitolul 9. De la versetul 36 la versetul 43. Pagina Bibliei 1067. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a bolnăvit și a murit. După ce au scăldat, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând. Și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Amin. Era amintit aici din psalmul 15 ceva. Pentru provocarea pe care i s-a făcut la rugăciune. Și aici omului Dumnezeu David, el scrie psalmul acesta, pune o întrebare, Doamne, cine va locui în cortul Tău și cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Nici cortul și nici muntele nu sunt ceva imaginare pentru David, ci erau niște lucruri reale. David a fost un proroc, nu numai un împărat. Aici nu este o scriere poetică, el a fost și poet, e adevărat. El a fost și un proroc. Și la un moment dat David pune această întrebare legitimă, care trebuie să ne punem fiecare dintre noi. Doamne, cine va locui în cortul Tău? În Cartea Apocalipsei, de una oară, în capitolul 21, versetul 3, spune, iartă cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Iar apoi, cea de-a doua întrebare, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Eu cred că atunci când David a pus această întrebare, el s-a gândit, a realizat ceva, ceea ce de una oară spune în cartea lui Ezechiel. În Ezechiel, în capitolul 28, printre altele, vorbind despre diavolul care a căzut de acolo, din locul acela, de slavă și de glorie, printre altele spune așa, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, topaș și așa mai departe. Versetul 14. Erai un herubim ocrotitor cu aripile întinse, te pusese pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua în care s-o găsi nelegiuirea în tine. Și în momentul în care s-o găsi nelegiuirea în el, spune aici, în capitolul 14 din Isaia, așa, întrebare, versetul 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu și voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noapte. Și în momentul acela, când versetul 14 continuă, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. În momentul în care s-o găsit această mândrie în inima lui, dorința, să fie ca cel prea înalt, în momentul ăla s-o prăbușit. David acum pune această întrebare, Doamne, pot eu să ajung pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, în cortul lui Dumnezeu? De acolo au căzut aceste ființe spirituale. Ființe pentru că păcatul, originea păcatului nu este pe pământ, își are originea în cer. Diavolul a căzut acolo în cer, cu îngerii lui. Dar apoi el a coborât în lumea noastră, noi știm acest lucru și din cauza aceasta, păcatul sigur s-a extins pe tot pământul. David pune această întrebare, Doamne, eu sunt din țărână, pot să ajung acolo? Tot aici am psalm, spune printre altele, psalmul 24. La fel aici David pune întrebarea, versetul 3, cine va putea să se suie pe muntele Domnului, la muntele Domnului?
Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Și acum a răspunsul, cel ce are mâinile nevinovate, inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură să... și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Și în cartea lui Isaia, în capitolul 33, din nou este reluat această idee, această întrebare legitimă, care, încă o dată, fiecare trebuie să ne opunem. Versetul 14, a doua parte a versetului. Cine din noi va putea să rămână lângă un foc nistuitor? Acesta este Dumnezeu, Tatăl. Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Și acum răspunsul, cel ce umblă neprienire, cel ce vorbește fără vitejum și cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere. Cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă ochii, urechile ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte. Stângi întărite vor fi locul lui de scăpare și se va da pâine și apa nu îi se va lua. Când diavolul spune, mă voi sui pe muntele adunării Dumnezeilor în capătul mează noapte, îi spune aici, am Psalmul 48. Uitați-vă ce spune aici, printre altele, foarte frumos, cu privire la Dumnezeu, la Tatăl. Spune aici cuvântul așa, mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, în partea de mează noapte. Este cetatea Marelui Împărat, ce a spus, în fundul mează noapte, mă voi sui acolo și voi fi ca cel preanalt și voi scoborâ. Dar acum David pune întrebarea aceasta, Doamne, pot eu din țărână? Da, pentru aia te-am creat, îi spune Dumnezeu. Dar uite care e condiția, e un standard. Un standard pe care tu trebuie să-l atingi și omul trebuie să-l atingă. Dumnezeu ne-a creat nu numai pentru o viață trecătoare, pentru câțiva zile de ani. Și în final să ne ducem și să nu știm unde. Noi știm categoric că în trupul acesta, sigur, valoarea adevărată o purtăm în el. Valoarea adevărată este sufletul și Duhul de viață care sunt de la Dumnezeu. Și dacă viața aceasta pe care Dumnezeu, eu întotdeauna așa am înțeles și așa consider, cel mai mare dar este viața. Dar numai în contextul în care știu să o consum așa cum trebuie. Și în viața aceasta mă voi pregăti și mă voi pune la adăpost pentru veșnicie, pentru adevărata viață care va urma, care nu-i de câțiva zeci de ani, care este încă o dată o veșnicie. Biblia spune că dincolo în veșnicie nu sunt mai multe locuri decât două locuri. Cuvântul Domnului spune, pentru cel neprienit cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Și de aceea Domnul îi spune lui David, David, de aia te-am creat, poți să ajungi pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, de acolo de unde a căzut. De acolo. Și îngerii lui. Acolo trebuie să ajungi, acolo Dumnezeu vrea să ne ducă. Dar ne duce pe cei care aici ascultă de El și să pregătesc. Aici pe cei care, sigur, împlinesc voia Lui, voia Lui o găsim aici, în Cartea Sfântă. Printre altele spune un lucru foarte interesant în Ieremia, în capitolul 30. Spune la un moment dat aici, cuvântul lui Dumnezeu, un lucru, spune așa, versetul 21, a doua parte a versetului. Că cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui de mine, zice Domnul, de capul lui de mine. Adică, noi nu ne putem apropia de cel preanalt, care e un foc mistuitor, decât prin Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate fără Domnul, e ușa din intrare în veșnicie. În El sunt focalizate toate binecuvântările. Prin Domnul Iisus, noi avem acces liber la cel preanalt. Biblia spune în Coloseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, căci în El locuiește, trupește întreaga plinătate a Dumnezeii. Voi aveți totul de plin în El. Ei, în Domnul Iisus și prin El, numai prin El noi putem să fim plăcuți celui preanalt. Tatălui. De El nu ne putem apropia de capul nostru cum vrem. Numai prin Domnul Iisus. Cine încearcă fără Domnul Iisus să ajungă în veșnicie. De aia spune Biblia, eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 14. Iar în Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14 spune, eu sunt ușa strântă, eu sunt poarta. În Ioan. Iar în Matei spune, eu sunt ușa. E ușă strântă și o cale îngustă. E o poartă largă, o ușă largă și o cale largă în continuare. O ușă largă și o cale lată. Și zice Biblia, puțin sunt cei ce intră pe poarta strântă, dar mulți sunt cei ce merg pe poarta aceasta largă și pe calea lată. De aceea spune acolo în Evanghelia după Luca, în continuare, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strântă. Poarta strântă e Domnul Iisus. Ei, e un standard, e o măsură, e o ștachetă, dacă vreți.
Și ștacheta aceasta, măsura aceasta, etalonul acesta de comparație, noi trebuie să-l avem în atenție tot timpul în obiectiv. Printre altele, uitați aici, un standard a bisericii primare. Dacă biserica de aici, din Simeria, dorește un standard, standardul la aici. E foarte greșit atunci când noi ne comparăm. Și noi o mai spunem la Betel, în Arad. O spunem de multe ori, sau din când în când. Standardul îl găsim în Biblie. Standardul, în primul rând, e Domnul Iisus. Apoi, dacă vrem o biserică, ne uităm aici, în Biblie, la biserica primară. Și aici spune, printre altele, uitați, standardul unei biserici primare. Este un segment din viața ei. Spune aici, versetul 31, nu l-am citit, dar spune așa. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Domnului Sfânt se înmulțea. Extraordinar! Trei lucruri pe care le făcea biserica. Și cel de-al patrulea îl făcea Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Primul lucru spune aici, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se bucura de pace. Pacea noastră, spune Biblia, e Domnul Iisus Hristos. El este pacea, zice Biblia acolo, în cartea lui Iov. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Iar în Romanii, capitolul 5, versetul 1, spune acolo foarte frumos omului Dumnezeu, Pavel, spune aici, printre alte nivelul următor, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Nu există pace cu Cel Preanalt, cu Stăpânul Universului, decât numai prin Domnul Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Spune aici, deci primul lucru, pacea. Un al doilea lucru, astea sunt, sigur, niște puncte de reper ale bisericii. Un al doilea lucru, zice, se întărea sufletește. Biserica se întărește. Biserica nu înseamnă zidurile acestea. Nu zidurile, sunt catedrale la ora actuală, extraordinare, biserici care îți atrag privirile când intri în ele. Cosmetizate, sigur, la un standard extraordinar, dar nu aia e biserica, nu acolo se uită Domnul, nici pe departe. Domnul se uită la adevărata biserică, adevărata biserică suntem noi. De aia Domnul întreba ucenicii, Doamne, când va veni împărăția Ta? Când va veni împărăția Ta? Împărăția mea nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite-o cu ei sau uite-o acolo. Căci atât că împărăția cerurilor este, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Și sunt niște coordonate pe care le are această împărăție. În Romanii, capitolul 14. Spune, împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură, ci neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iar în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 20, spune, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în putere, putere de trăire. Putere de a reprezenta această împărăție. Și ne-a intrat în această împărăție, în biserica lui adevărată, îl reprezintă pe el, pe cel ce este împăratul, pe Domnul nostru. Spune aici, cu o treia dimensiune, aici, acestei biserici primare, biserica adevărată, se bucura de pace, primul lucru, în al doilea, se întărea sufletește. Iar în al treilea lucru, umbla în frica Domnului. Deci nu-i statică biserica. Biserica se mișcă, biserica umblă. Mergem acasă, când se termină aici serviciul divin, mergem la servici, mergem la școală, pretutinde. Și peste tot unde avem tangență și cu cine întâlnim oriunde, noi trebuie să avem această umblare, frica Domnului. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Frica Domnului. Tot timpul să fim conștienți că Dumnezeu este cu noi. Că nu în un loc unde El să nu ne vadă, unde El să nu ne cântărească. Și în întuneric, de aia spune Psalmul 139, unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Unde voi fugi departe de fața Ta? Dar am unde? Dumnezeu este Duh. Și am înțeles eu la un moment dat, Dumnezeu, vedeți, dacă deschizi butelia și dai drumul la gaz, gazul peste tot într-o încăpere se duce. Gazul se duce peste tot. Biblia spune, Dumnezeu este Duh. Ca o comparație, ca să înțelegem noi, dar dacă gazul peste tot și nu poți să îl oprești, în orice unghie intră, păi Dumnezeu este pretutinde, noi nici nu ne imaginăm. Ce tainic și ce adânc este acest Dumnezeu. Nu-i un loc și noaptea ne vede și gândurile ni le citește. Păi eu de multe ori spun, sunt gânduri rele pe care le au oamenii, care nu pot fi materializate, că n-au ocazia să le pună în practică. Ei și alea sunt contabilizate. De aia spune Isaia, printre altele, spune cuvântul Domnului, că atunci când vine, El răsplătește și spune omului până și gândurile lui. Gânduri pe care nu le-au putut pune în practică. Dar în același timp El răsplătește și gândurile bune. Vreau să fac un bine? N-am ocazia.
Ei, și ăla este contabilizat și pentru ăla Dumnezeu îl va răsplăti și mă va binecuvânta. Ei, vedeți ce frumos și acum un al patrulea lucru, pentru că cele trei ne aparținuă, cel de al patrulea de la sine vine. Când biserica are un asemenea standard, spune aici, și cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Doamne, înmulțește biserica de aici din Siberia. Noi ne-am rugat și la Betel și ne rugăm, Domnul boteza 91 de persoane. Acum, la stăruința care am avut-o după Duhul Sfânt. Da, sigur, sunt mulți acolo, dar încă sunt mulți care au nevoie. Și am zis că stăruim în anul acesta în continuare pentru umplere. Tot timpul trebuie, toată viața să stăruim. Că merită. Ne-a dat Dumnezeu viața asta scurtă să o trăim cu El. La cota maximă. Ei, acum uitați ce se întâmplă. Aici vedem în continuare un segment din viața bisericii de la versetul 36 citit până la 42. Spune aici versetul 36, în continuare. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dor, că ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Eu în mod special vă opri la nume în seara aceasta. Era o ucenică cu numele de Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Un nume bun avea ea. Numele omului vorbește de ceea ce este el. Îl caracterizează. Dacă vrei să caracterizezi un personaj, numele vorbește de ceea ce este el. Dar nu numai atât. Biblia spune că numele mântuiților sunt în cartea vieții. Numele mântuiților care e scris de Dumnezeu acolo în carte, pentru că la un moment dat Domnul se ruga așa. Printre alții, îi spunea ucenicilor la un moment dat în felul următor. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse. Și bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Iar Domnul s-a făcut o rugăciune, a spus, Doamne, Tată al Cerului și al Pământului, te laud. Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit o bucată. Numele mântuiților e scris în cartea vieții. Dar numele pe care îl avem noi în cartea vieții, îl primim atunci când se produce nașterea din nou. Numele meu este Eugen. Părinții mi l-au dat atunci când m-am născut. Nu l-am avut mai dinainte. Când m-am născut din punct de vedere fizic. E la nașterea spirituală, când noi ne naștem din nou, pentru că trebuie să fie o naștere, o revenire la cele spirituale, când m-am născut din nou, atunci am primit și un nume nou, care este în cartea vieții scris de la temerea lumii. Numele acesta nu-l știu deocamdată, dar el va defini și locul meu în veșnicie. Ce voi fi eu acolo și ce sunt aici, dar mai ales ce voi fi o veșnicie întreagă. Spune în Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 17, așa. Celui ce va birui, zice, voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Dacă voi păstra locul și voi păstra starea spirituală până la capăt, în ziua aceea voi afla numele. Și mă voi bucura o veșnicie. David avea un nume frumos. Spune aici, printre altele, cu privire la nume, ceva, citesc în cartea Eclesiastului, în capitolul 7, spune așa, versetul 1. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. Și zice aici, și ziua morții decât ziua nașterii. De ce face mai mult un nume bun decât un de lemnul mirositor? Cât ar fi un de lemn mirositor? Un parfum extraordinar. Cât ar fi de puternic, este limitat și nu durează prea mult. Dar când e vorba de un nume bun, ăsta este pentru veșnicie. Și aici are un rol și o valoare, dar apoi veșnicie întreagă. Și ziua morții decât ziua nașterii, pentru cel care e pregătit și îl are pe Dumnezeu în viața lui. Pentru că se va bucura o veșnicie, se duce la mai bine. Spune tot vis-a-vis de acest nume, spune în Cartea Proverbelor, în capitolul 22, spune aici, printre altele, cuvântul Domnului, în felul următor. În versetul 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. De ce este mai de dorit un nume bun? Numele bun rămâne pentru totdeauna. De o bogăție, cât de mare ar fi? Te bucuri de ea doar pentru un timp limitat. Și apoi, la un moment dat, ai pierdut bogăția. O lași aici. Și într-o zi când ne vom duce dincolo, nu ne vom întâlni cu cele materiale, cu nimic din cele materiale. Acolo ne vom duce numai cu ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. Și acolo ne vom bucura de numele pe care l-am câștigat aici în viața aceasta scurtă și trecătoare. Biblia mai spune cu privire la nume încă ceva, citesc din Proverbe, că suntem aici. În capitolul 10, versetul 7 spune așa. Pomenirea celui neprienit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Numele celor buni rămâne o veșnicie în cartea lui Dumnezeu.
Dar numele celor răi, spune aici, putrezește. La un moment dat, sigur, se va pierde valoarea și vor fi ca o turmă, cum spune acolo Biblia. Și vorbește Luca în capitolul 16 despre pilda bogatului și a lui Lazar. Iar în Psalmul 9, versetul 5, ca o întărire a ideii, spune așa: tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. Iar în Ieremia, în capitolul 17, aici profetul Ieremia spune ceva, sigur, sub călăuzirea și impulsul Duhului Sfânt, spune aici ceva foarte interesant. Versetul 13, Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi scriși pe pământ. Zice, vor fi acoperiți de rușine, cei ce se abate la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. De aceea, în seara aceasta, eu doresc, Doamne, dă-ne un nume bun la fiecare. Tabita era un nume bun. Și ce? Prin ce era caracterizat acest nume bun? Uitați ce spune aici, încă o dată, reluând versetul 36. Zice, în Iov era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și de milostenii. Ea făcea în viața aceasta. Ăsta era scopul ei. Un nume bun. Biblia mai vorbește și de Barnaba. Despre Iosif, fiul mângăierii. Sau Barnaba. Așa era tâlmăcit, fiul mângăierii. Și ne spune Biblia că Barnaba avea un nume bun, dar era un om de bine. Un om care are un nume bun, ăla este un om de bine. Ăla face bine. Ăla întotdeauna va avea posibilitate și întotdeauna în orice împrejurare Dumnezeu va găsi oportunitate pentru el. Să acționeze în sens pozitiv. El întotdeauna va fi constructiv. El întotdeauna va fi ziditor. Îmi place mult, ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Pentru că suntem aici în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, spune aici în versetul 1 și 2 așa. În Cezarea era un om cu numele Corneliu. Sutaș din ceata de ostași numită italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Versetul 22 zice așa, ca o întărire, o reluare a ideii, zice, sutașul Corneliu, om drept, era și un om drept, temător de Dumnezeu și vorbit apoi de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt. Să-l cheme pe Petru la el. Și pentru ce l-a chemat pe Petru? Auziți numai pentru ce l-a chemat? Motivul, mobilul pentru care Dumnezeu a trimis îngerul. Versetul 13 din capitolul 11 spune așa. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger, sând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon zi și Petru, care îți va spune, acum atenție, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Un om care făcea multe milostenii totdeauna, un om care se ruga totdeauna, un om drept, un om care îl căuta pe Dumnezeu, dar care nu îl avea pe Domnul Iisus Hristos și nu îl cunoștea. Avea nevoie ca toate acestea, sigur, toate sorsuite înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu l-a lăsat să nu-i răspundă la cerința și la chemarea pe care el a avut-o înăuntru lui. De aceea, dacă sunt prieteni în seara aceasta aici, eu doresc Dumnezeu să le deschidă inimile lor. Dumnezeu să le răspundă la această căutare pe care eu au și nu se poate, dacă suntem sinceri, Dumnezeu să nu ne vorbească și să nu ne răspundă. Când e vorba însă de Tabita, Tabita îl cunoștea pe Domnul Iisus. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milosenie. Și acum versetul 37 spune aici așa. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat, au pus-o într-o odaie de sus și așa mai departe. În vremea aceea când făcea bine, când făcea o mulțime de fapte bune și milosenie, a murit. Și eu m-am gândit și în seara aceasta din nou. Este extraordinar. Biblia spune așa, mai bun e sfârșitul unui lucru decât de începutul lui. Foarte mult contează cum sfârșești calea. Sunt mulți care au început-o cu multe promisiuni. Mulți care s-au făcut o felul de angajamente și juruințe înaintea lui Dumnezeu. Biblia mai spune că mulți au început-o în Duh, dar au sfârșit-o în firea pământească. Foarte important este sfârșitul. Eu am văzut persoane care nu au avut pace și liniște în finalul vieții lor. Dar am văzut la fel persoane pline de seninătate. Se bucurau că și se rugau cât mai repede, doreau să plece acasă. Pentru că erau pregătite. Foarte important, în timp ce făcea fapte bune, așa ne spune Biblia, în timp ce făcea o mulțime de fapte bune și milosenii, în vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit.
Ferice de cel ce în momentul chemării în veșnicie este gata, face lucruri bune și Dumnezeu îl găsește pregătit pentru veșnicie. Știți ce spune omului Dumnezeu în a doua Timotei, în capitolul 4? Omului Dumnezeu, Pavel spune printre altele că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Pavel vrea să spun, eu sunt gata să dau socoteală de viața mea. M-am luptat lupta cea bună, mi-am distrăvit alergarea, am sfârșit, am păzit credința, am sfârșit alergarea. Acum sunt gata să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Ei, când un om poate să fie gata? Știți când? Atunci sigur când îl cheamă Dumnezeu. Dar atunci când relația lui pe verticală cu Dumnezeu este bună. Nu-i suficient numai la început, nu nici numai la început multă râvnă și dorință. Noi toată viața trebuie să stăruim într-o părtășie cu Dumnezeu. Când o relație este bună pe verticală, când mă bucur și simt prezența și îmi slujesc pe Dumnezeu, atunci înseamnă că e o relație bună și sunt gata. Vreau să spun că la ora actuală foarte multe informații pe care le auzim, ne bulversează, extraordinar. Tineri chemați în veșnicie. Un frate de la noi, presbiter din biserică, s-a dus în Austria, în Linz. S-a dus pentru că cuscra lui, aproximativ 50 de ani, a făcut cancer la sân. Foarte grav, face chimoterapie. Și a fost chemat și el cu soția acolo. Și a stat acolo mai multe zile. Și înainte de a veni, un frate de-a cuscului lui, de 50 de ani, dintr-o dată, seara, la rugăciune, în timp ce se rugau, a făcut infar și s-a dus acasă, a murit. Toți au spus, zice, niciodată nu au spus, nu au reclamat că ar avea probleme cu inima. Dintr-o dată au căzut o murit. El s-a dus pentru cuscă și când acolo un altul din familia mare, Dumnezeu l-a chemat în veșnicie. Dar câte vești auzim noi la ora actuală. De aceea, orice om, oricând noi putem fi chemat, nu știm când ne cheamă Dumnezeu. Noi de multe ori nu ne numărăm bine zilele. Deci acolo învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Noi de bună oară, eu spun, am 61 de ani, dar nu-i mea, măi, aia s-o dus, aia nu-i mea. Ce mai am? Mai am numai, zice, zilele, nu ani să ne numărăm, noi ne numărăm ani. Nu ani, ci ziua de azi e a mea. Ziua de mâine nu mai știu dacă e a mea sau nu este a mea. Ei, ziua de azi eu trebuie să fiu în fiecare zi, să fiu pregătit. Oricând Domnul m-ar chema, pe verticală să fiu pregătit. Ei, dar nu numai pe verticală trebuie să fiu pregătit. Un om care e gata, ca și Tabita, ca Dorca, ea trebuie și pe orizontală cu familia să fie pregătit întotdeauna. Să fie într-o relație bună. Ai o relație bună cu cei din jur, ai vreun litigiu, dacă ai vreun litigiu, nu e în ordine. Dacă ai o stare tensională, spune Biblia, să n-apună soarele pe mânia voastră. Până n-a apusul soarelui, eu trebuie toate lucrurile să trag linie și să le contabilizez, totul să fie în ordine. Când relația este bună și în familia mică și în familia mare, atunci da, pot să spun, sunt gata. Pe orizontală, pe verticală cu Domnul, relație bună, dar și pe orizontală cu familia. Și un al treilea lucru, sunt gata când relația cu biserica este bună. Când am o relație bună în biserică, când vin cu bucurie, când nu lipsesc de la părtășie, întotdeauna mă uit la ceas, Doamne, nu vreau să întârzi de la părtășie. Vreau să fiu acolo înainte, pentru că Tu nu lipsești niciodată. Vreau să spun că înaintea noastră Domnul întotdeauna e prezent la părtășie. De-am realizat noi și de-am vedea. Biblia spune printre altele așa. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți ai mei. Căci vă spun că îngerii lor, la plural, vă pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Noi nu realizăm că avem îngeri. Păi ne ocrotesc. Păi dacă nu ne-ar ocroti, diavolul ne-ar strivi ca un tăvăluc, să știți. Ca un tăvăluc ar trece peste noi, dar nu poate face ce vrea el. Numai ce este îngăduit. Și din când în când mai îngăduie Domnul ca să ne încerce credința. Dar în încercare vine vrăjmașul, nu poate face ce vrea el, tot ce vrea, dar uneori este îngăduit și atunci Domnul vine și ne mângâie și Domnul ne ridică și ne dă biruință și izbăvire. De aceea eu rog în seara aceasta, Doamne, ajută-ne toți să fim gata. Ajută-ne, Doamne, când facem încă lucruri bune. Dacă Tu ne chem, Doamne, să ne putem bucura o veșnicie. Ne spune Biblia aici în continuare un alt lucru. Zice aici cuvântul Domnului, versetul 39. Petru s-a sculat, a plecat împreună cu ei. Când a ajuns, a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat lângă ce au arătat. Zice, hainele și cămășile pe care le făcea Dorca, pe când era cu ele. Eu m-am gândit, Doamne, dacă plecăm de aici, ce rămâne în urma noastră? Ce rămâne în urma noastră? Rămâne un gust plăcut? Rămân lucruri bune, constructive și aduc oamenii aminte cu bucurie de noi. E foarte important. Mai vorbim de Domnul. Vreau să vă spun, poate sunt oameni care ignoră, sfidează. Nu mă interesează ce spun oamenii. Ba trebuie să ne intereseze.
Trebuie să ne intereseze, trebuie să fim atenți. Nu la laude să fim atenți, ci să fim atenți la anumite lucruri și apoi sigur să ne punem viața în îndoială. Ce frumos, văduvele și dicii, cei din jur i-au arătat ceva concret. Nu mi-au spus multe lucruri. Ce pricină va duce? Pentru ce? O veni Petru acolo. Nimic, văduvele și sfinții. Pentru că un alt lucru aici, extraordinar. Auziți ce biserică avem noi aici ca model, aici în capitolul 9, versetul 41. El i-a dat, zice, când l-au vindecat, readus-o la viață. Domnul prin el, prin Petru, la rugăciunea lui. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Au zis ce biserică formată din sfinți și din văduve. Sfinți și văduve, sfinți, extraordinar. Păi cum Domnul să ne asculte, că uneori auzim cam în felul următor. Frate Eugen, dar unde e Petru de altă dată? Care se roage pentru Tabita? Dar unde e biserica de altă dată? Unde e biserica de altă dată? Nu dă Domnul un om atât de mare, un titan, iar biserica să fie undeva mică, jos, nici pe departe. Domnul crește biserica împreună cu lucrătorul și cu cei din biserică care sunt puși în fruntea bisericii. Ei, Petru, la vremea aceea, sigur, biserica lor a chemat prin credință, a crezut. Dar eu mă gândeam aici la un alt aspect. Ei ori pledat pentru o cauză aparent moartă. Eu, parcă îi încitește aici, atent. Și nu trecem fugitiv peste fiecare expresie, peste fiecare frază de aici. L-au chemat pe Petru după ce Tabita a murit. A murit foarte bine, a făcut lucruri bune, Domnul răsplătește și puteau să fie liniștiți. Dar l-au chemat pe Petru. De ce? Au crezut că Petru, dacă vine și se roagă, Domnul îi aduce la viață. Că încă e nevoie de ea și de lucrarea ei. Pentru că era o lucrare bună și veritabilă. Ce mare lucru! Ce credință a celor oameni! Ce credință! Ori venit, îi lor înconjura și ori arăta. Ori arăta. Foarte important. Doamne, ce rămâne în urma noastră? Ce spune familia? Mi-am întâlnit persoane care au spus așa, din familie. Bine că s-o dus. Bine că s-o dus, zice, că numai amar și numai durere ne-o creat. Sigur, e zdrobitor. E zdrobitor să te duci astfel în veșnicie și să aștepți atunci o sândă din partea celui preanalt. Dar e nemaipomenit cei din jur să se roage, să dorească. Și chiar dacă Domnul vrea să te ducă, te duce la mai bine, te duce într-un loc minunat și binecuvântat. Eu doresc în seara aceasta Dumnezeu să ridice standardul bisericii. Doamne, vrem cu adevărat să fim ai tăi, să ne uităm aici la modele, un nume bun. Un nume bun pe care îl avea Tabita, îl avea Dorca. Și spune Biblia aici, Petru zice, a scos pe toată lumea afară. Angel unchea, ce frumos, i-a scos pe toți afară. Dar uneori m-am gândit și la diversitatea, modul diversificat în care Dumnezeu lucrează și Domnul Iisus în timpul vieții. Niciodată nu a avut un șablon, numai așa lucrează Domnul. Nu. Dar Biblia mai spune încă ceva, zice, dacă e cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. La ora actuală, de multe ori, multe locuri, se cheamă toți bolnavi. Dar nu-i Biblia, nu arată așa Biblia. Cel bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii. Apoi, în discuție particulară, dar apoi nu în mod plenar, pe cât posibil, să facem ca un spectacol. Dar Petru nu a făcut spectacol, i-a scos pe toți afară. A rămas el și a rămas cu Domnul acolo. Și spune aici, arată procedura extraordinară. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi, zice, s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te. I-a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna, a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus înainte vie. Și în continuare, Tabita a rămas în slujba bisericii, a rămas la îndemâna lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântă viețile noastre! Eu vreau în continuare să subliniez câteva nume rele. Sunt și nume rele, dar eu sigur, în mod special, la cele bune, la câteva, mă voi opri. Le voi aminti așa, tangențial. Un nume rău poate fi, zice, numele celor răi putrezește. Deci numele real, nu e un gen. Asta n-am cum ne cunoaște noi unul pe altul. Dar numele real este altul, după care, cum spune acolo în 43, în Isaia, și în capitolul 45. Spune acolo, te chem pe nume, Domnul pe nume. După care numele? Numele adevărat pe care l-am. După ăla mă cheamă și mă cunoaște, ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Care ar fi un nume rău, ar fi mincinosul. Sunt oameni care aici poți să-i spui și sunt cunoscuți. Domnul e un om mincinos, un om care nu se ține de cuvânt. Un om care întotdeauna nu poți conta pe cuvântul lui, nu are nicio greutate. Un alt nume poate fi ușuraticul, un om ușor. Un om ușor, după cuvântul lui, nu poți să mergi nici până afară. Până în stradă. Un om care este ușor, om fără
greutate. Un alt nume, sigur, negativist, negativ, poate fi nemulțumitul. Sunt un om mulțumit, Biblia spune, în Proverbe 9:15, cine are o inimă mulțumită, are un ospăț necurmat. Biblia spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui cu privire la voi. Extraordinar! Un om mulțumit tot timpul. Un om plin de bucurie care să binecuvintesc pe Dumnezeu. Ei, sunt oameni nemulțumiți, nemulțumitul. Apoi un alt lume negativ poate fi îngânfatul. Îngânfatul, Domnul ăsta este un om îngânfat. Nu poți discuta multe cu el. Un om îngânfat se vede și de la distanță, dar nu mai vorbesc în familie. Și peste tot, imediat îți dai seama și asta este caracteristica lui. Un alt nume negativ poate fi flecarul, un om flecar. Zice Biblia că sunt și femei ușuratice, flecare, care vorbește nu trebuie vorbit și bărbați care vorbește nu trebuie vorbit. Foarte important. Noi care îl avem pe Dumnezeu, ne uităm aici, la Tabita, ne uităm la Barnaba, ne uităm la alți oameni al Dumnezeu pe care îi găsim aici, în Biblie, care au avut nume deosebit. De acolo, în alt nume, negativ poate fi supărăciosul. De multe ori am auzit, frate, zice, numai ceva, dacă l-ai la ei, nu ești de acord cu el, imediat s-o supăra. Este, devine recalcitrant, sare în sus, nu, e de acord, supărăciosul. Dar nu avem voie să fim supărăcioși. Biblia acolo să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice mânie, orice iuțime, orice clevetire, orice răutate, orice strigare, să piară din mijlocul vostru. Numele negative, noi să ne ferim de ele. De-aia avem aici exemple pozitive, ca să putem să tragem învățătură. Apoi un alt lucru, un alt nume negativ, lăudărosul. Biblia spune să te laude altul, nu gura ta, un străin și nu buzele tale. Chiar dacă am avut o experiență cu Domnul, aia o păstrez pentru mine. Mi-a dat-o Dumnezeu să o păstrez pentru mine. Sigur, am putea multe experiențe să le spunem în plen. Dar, sigur, nu-i corect. Știți ce a spus omului Dumnezeu Petru printre altele? El a fost pe muntele schimbării la față. Împreună cu Iacob și Ioan și l-au văzut pe Domnul, văzut pe Moise și pe Ilie. Ne spune cuvântul și-au auzit slava Tatălui și-au auzit cuvântul. Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. El s-a ascultat. Ei, și știți ce spune totuși Petru? Și aveți cuvântul prorociei, adică cuvântul Evangheliei, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care se lucește într-un loc întunecos. Cum este mai puternic cuvântul decât experiența mea personală? Mai puternic. Și experiența mea personală trebuie să fie filtrată prin cuvântul lui Dumnezeu. Aia nu înseamnă că nu am experiențe. Le-am. Dar în momentul în care încerc să vorbesc din experiențe numai, că sunt uneori oameni care vorbesc numai tot felul de întâmplări, tot felul de experiențe, nu în ordine. Noi de aici n-am vrut să știu altceva de voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Doamne, umple-ne de cuvântul Tău! Dar noi nu putem da decât ce avem în inima noastră. Dacă vom avea cuvântul din plin, din abundență, vom da cuvântul. De aceea Dumnezeu să ne umple de cuvântul Lui. Apoi eu vreau să mă opresc în continuare la câteva nume pozitive. Nume bune, frumoase și binecuvântate. Unul din nume poate fi blândul. Liniștitul, un om liniștit, un om blând. Este un mare lucru. Zice, astfel se împodobeau fiintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu. Când spune acolo că podoba lor nu era podoba de afară, ci cea dinăuntră. Într-un duh blând și liniștit, care are un mare preț înaintea lui Dumnezeu. Blândețea extraordinară. Veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Cum ne cunosc eu din lucrul nostru? Să știți că noi avem un nume. Pe lângă numele de Eugen, cei din jur, ei văd, mă citesc. Și cei din familie, și rudenile, și cei care mă cunosc. Dar chiar și pe dumneavoastră, pe fiecare dintre noi. Toți cei ce sunt polarizați în jurul nostru ne cunosc. Dar care e numele după care ne cunosc? Știți ce a spus Biblia? Ferice de cei blânzi. Foarte interesant, blândețea este a treia treaptă. Când Domnul a proclamat noile legi ale împărăției, principii. Știți că noi s-au început cu cele 10 porunci date de Dumnezeu. Când au început la nivelul națiunii lui Israel. Când Domnul a venit în lumea noastră și El a venit, dar cu alte principii. Și când a început să pună bazele noi împărății, a început să proclame acolo fericirile. Cu fericirile a început. Și El spune printre altele ferice de cei săraci în Duh. Săraci în Duh înseamnă smerit. E mare lucru. Domnul spunea printre altele Matei 16. Dacă dorește cineva să vină după mine să se lepede de sine.
Să-și ia crucea, spune Luca, în fiecare zi și să mă urmeze. E un mare lucru să te zberești. Dar acolo e prezentul continuu, ferice de cei săraci în lume. Nu spune ferice de cel zberit când s-o întors la Domnul. Și după ani de zile să fie plin de mândrie și plin de aruganță. Dar de unde? Tot timpul, prezentul continuu. Ferice de cel zberit până la capăt. Doamne, umple-ne de smerenie. De apoi a doua treaptă, ferice de cei ce plâng. Trebuie că lacrimile, ferice, dar noi nu fericim pe cei ce plâng la ora toată, pe cei ce râd. Pe cei tari, zicem, sunt cei care nu plâng. Păi e un paradox. O răsturnare a valorilor. Înaintea lui Dumnezeu altfel stau lucrurile. Domnul fericește pe cei ce plâng. Știi ce spune printre altele psalmistul? Zice, tu strângem lacrimile mele în burduful tău. Iar în Apocalipsa spune, el șterge lacrimile de pe fețele noastre. Dacă au fost lacrimi. Dar trebuie ca lacrimile să ude terenul. Asta e ploaia, terenul smereniei, ca să poată crește această floare rară, blândețea. Că cea de-a treia treaptă fericire este blândețea, ferice de cei blânzi. Pentru că ei vor moșteni pământul. Vor moșteni pământul, pământul nou. Vor fi cu Domnul o veșnicie, blândețea, blândul. Tu cum ești cunoscut? Ai această blândețe. Veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Dar nu numai atât, îmi place mult, sigur, sunt multe de spus. E bună oară, Psalmul 45. Spune acolo că el apără războinicul viteaz, blândețe, adevărul și neprienirea. Și dreapta ta să se lucească prin isprăvi minunate. Deci dacă eu sunt reprezentantul blândeței, un om blând l-ați văzut că se apără el, el nu se poate apăra. O oaie din turmă, turmă de aici, noi suntem comparați cu o turmă de oi. Știți de ce? Pentru că oile sunt cele mai neajutorate. Ele singure nu se pot apăra. Ele nu au nicio armă de apărare, oile. Cel care le apără, însă apără turma, este păstorul lor. Iar păstorul lor este războinicul viteaz. E Domnul Iisus Hristos. El e păstorul bisericii. El apără blândețea, adevărul și neprienirea. Știți că Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Așa spune Biblia. Cel mai blând om. Cine l-a apărat pe Moise întotdeauna? Chiar atunci când sora și fratele lui vor vorbit împotriva lui. Ne spune Biblia că Dumnezeu l-a apărat. Eu îl rog pe Dumnezeu, Doamne, dă-mi această blândețe. Vreau, Doamne, să semănăm ție, caracterul tău, să-l avem și noi. Numai atunci îl poți reprezenta pe el. Știți ce spune acolo în Timotei 2, Timotei capitolul 2, versetul 25? Și rogul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți. Plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să vină la cunoștința adevărului. Ce frumos, blândețea. E o floare rară. Eu de multe ori mă gândesc câte probleme ar fi anulate în familie dacă soțul și soția, unul cu celălalt. Ce mare binecuvântare copiii să crească într-o asemenea atmosferă, să vadă pe tata și pe mama vorbind cu blândețe, cu iubire, cu dragoste. Pentru că nu e așa de multe ori, sigur, apar probleme. Eu doresc în seara aceasta Duhului Dumnezeu să vină peste noi. Amin. Să nu uităm, blândețea este o roadă a Duhului. E o roadă a Duhului. Apoi spune aici un alt lucru care vreau să-l menționez. Un alt nume binecuvântat este modestul. Modestul, un om modest. Vreau să spun că încă nimeni nu a murit de smerenie, de modestie. Încă încape modestia la oricare dintre noi. Ce frumos să fii modest. Domnul Iisus este modelul ideal. Câtă modestie! Știți ce spunea de fiecare dată? Cuvântul meu nu este al meu, ci este al Tatălui care mă trimis. Tatăl care mă trimis, El face lucrările acestea. Când Domnul săvârșea minuni și semne, nu eu le fac, ci Tatăl care este cu mine, El face aceste lucrări ale Lui. Ce frumos! Doamne, întotdeauna Domnul a încercat să-L scoată în evidență pe Tatăl. Toată slava i-a atribuit-o Tatălui. Atunci când a vrut să facă împărat la mulțimea câinilor, el s-a estimat, s-a dus pe munte să se roage. O plâns înaintea Domnului, o forța pe ucenici să urce în corabie și să treacă pe malul celălalt. Iar el s-a dus pe munte și se ruga acolo. O venit înaintea tatălui să-i mărturisească, tatăl tău, eu zic că eu n-am primit slava, eu nu vreau să fiu împărat. Tu ești împăratul, tu ești stăpânul. Ce frumos când au spus, bunul învățător, pentru ce mă numești bun? Nu singurul bun, Dumnezeu. Dar ce spuneți, Domnul Iisus nu era bun? Era bun, fie slăvit numele Lui. Amin. Dar în modestia Lui totul o focaliza spre Cel Preanalt.
Dar la rândul nostru și noi trebuie să focalizăm totul spre El. Noi ne vedem sau se vede El? Știți, un corp luminos, cu cât e mai luminos, cu atâta corpul nu se vede. Numai lumina se vede. Asta e LED. La soare te poți uita, nu te poți uita când iese în strălucirea Lui. E un corp luminos, cu cât luminează mai tare. Ei, asta înseamnă că noi nu trebuie noi să ne vedem. Aia înseamnă modestie. Și tot cât putem, chiar și faptele bune, să le facem în așa manieră, încât să nu se știe pe cât posibil. În momentul în care s-o aflat și noi am urmărit, ca să fiu lăudat și apreciat. Pentru că spune Petru în epistola lui, să ai de ca urmare lauda, slava și cinstea când la arătarea lui Iisus Hristos. Atunci lauda, slava și cinstea. Dar până atunci, a mea este modestia. Modestul, ce frumos! Modestul, credinciosul, la voi un alt lucru, rugativul, un alt nume bun. Un alt nume bun. Un om care se roagă, să fii cunoscut. Adică asta să nu lipsești de la părtășie. Să nu lipsește la timpul de rugăciune, nu numai când e evanghelizare sau duminica, dar și când e rugăciune în timpul săptămânii. Dar nu numai când, să nu ne rezumăm numai la atât. Încămăruți să întotdeauna și familia să știe. Eugen acum are locul lui. Are timpul lui. El e acolo în cameră. Ce frumos! Omul lui Dumnezeu întotdeauna ne spune Biblia despre Elisei. Elisei putea fi găsit. Ori era acolo la Sunamită, în camera de sus, care o odaia de sus, care era construită și acolo era părtășia lui cu Domnul, ori era pe munte, era în altă parte. Ăsta era locul lui. El nu avea alte locuri unde mergea. Ce frumos când și noi avem locurile noastre. Un om rugativ. Doamne, ajută-ne să ne rugăm toată viața. Ajută-ne toată viața, Doamne, să depinde de Tine. Un alt lucru, un alt nume bun, răbdătorul. Ce frumos să fim cunoscuți ca niște oameni care rabdă. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, atunci vor veni binecuvântările și răsplătirile. Ferice de cel ce rabdă până la sfârșit. Când e până sfârșitul? Ori când vine Domnul, ori când Domnul ne ia acasă. S-ar putea să nu vină Domnul, dar să te ia acasă. Nici nu știi când. Ai răbdare sau tu ești pentru lucruri mărunte. Vorbeam cu fratele Bosic, auzind de multe ori, că vor veni zile de încercare, mesajele care le avem în biserică, toate nu spun altceva decât că Domnul, zile care sunt în față, pășind spre ele și ele pășesc spre noi, sunt tot mai grele. Tot mai grele. Întrebarea mare este, Doamne, cine va rezista și cum va fi? Nu ne facem probleme, pentru că Biblia spune, ajunge zile în cazul ei. Ei, dacă acum, Biblia mai completează ceva, cine credincios în cele mici, va fi și în cele mari. Dar cine nu este în cele mici, cum va fi atunci în cele mari? Păi dacă acum, când am posibilitate, eu mă rog, eu adun, eu citesc Biblia, eu sunt la părtășie, eu aici rapt. Dacă nu rapt pe fratele meu sau pe cineva din jurul meu care cu ceva m-a jignit, m-a supărat, n-am fost de acord, sunt gata să sar în sus imediat. Păi cum voi răbda? Eu nici vorbă, nici vorbă. De aici începe toate problemele și toate stările pe care Dumnezeu ni le pretinde. De aceea în seara aceasta doresc Dumnezeu să binecuvânteze Biserica din Simeria. Eu știu că dumneavoastră aveți aceste nume bune, liniștitul, modestul, rugativul, statornicul. E un mare lucru, un mare gânditor, spunea printre altele așa. E un mare lucru ca un om să rămână mereu acela. Dar tot, un altul spunea tot în acest context așa. Zice, dă-i ocazia unui om să facă și binele și rău. Și atunci când el va alege mereu binele și va rămâne statornic, de-abia atunci te vei putea pronunța în dreptul lui și vei putea spune, da, e un om statornic. Când are și o posibilitate și alta. Dar el va rămâne mereu același. Doamne, ajută-ne să fim oameni statornici. Statornici în bine, în apropiere de Tine, în citirea cuvântului, în împlinirea voiei Tale. Apoi un alt nume este credinciosul, optimistul. Optimistul. Un alt nume bun, pacificatorul, un om de pace. Un om care întotdeauna e o punte de legătură, de legătură. Lasă de la el, numai să fie pace și să fie bine. Extraordinar. Știți ce a spus Iona la un moment dat? Eu sunt de vină. Luați-mă pe mine, că eu-s vinovatul. Luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. E mare lucru într-o împrejurare, când sunt probleme, să fie un om care să poată ridica, să recunoască și să spună pentru pace și pentru liniște. Este extraordinar. Apoi un alt nume este dreptul, să fie un om drept. Când poți să fii un om drept? Un om ca
stare să fii corect în același timp. Timpul a trecut. Eu doresc Dumnezeu să ne vorbească mult mai mult. Amin. Doamne, noi vom pleca la ale noastre, dar ajută-ne să reluăm acest text. Amin. Tabita a avut un nume bun. Un nume bun. Când făcea încă bine, milostenii se ruga lui Dumnezeu, făcea numai acte de caritate, cu inima deschisă, nu trăia pentru ea, trăia pentru cei din jurul ei. Atunci Domnul a dus-o în veșnicie. Și totuși, pentru o cauză aparent moartă, o biserică ce standard de înalt. Vedeți, noi ne rugăm pentru multe cauze și la Betel. Sigur, dintr-o mulțime, nu știu cât și Biblia spune așa, e un lucru mare. Dacă doi zice să înmoiesc să ceară un lucru pe pământ, le va fi dat. Este un lucru foarte mare. Dacă se înmoiesc. Mai înseamnă o unitate absolută în gândire. O simțire, o dragoste, o suflet și un gând. În problema respectivă să te unești. Dar nu mai vorbim când e vorba de o biserică. Acolo așa s-a întâmplat. Biserica lor chema și au crezut cu adevărat că Dumnezeu lucrează. Și Dumnezeu cu adevărat le-a onorat credința lor și căutarea lor. Și Dumnezeu i-a binecuvântat. Eu închei. Și doresc Dumnezeu să întărească această biserică. Amin. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm numele bun. Amin. Să nu-l pierdem. Numele bun se poate și pierde la un moment dat. Zice, ca nimeni să nu îți ia cununa. Păstrează ce ai primit. Când am primit numele acesta, dreptul la acest nume, noi trebuie să ne-l păstrăm, să ne păstrăm locul până la capăt. Și de va fi așa, ne vom bucura o veșnicie. Frații din Betel au știut că vin în seara aceasta aici. Am rugat să duc și salutul lor. Ne-am întâlnit aseară după studiul care l-am avut la Betel. Am rămas cu frații lucrători mai mult timp. Am avut niște probleme de rezolvat și frații mei sunt frate Eugen să duc salutul nostru fraților de la Siberia. În mod special fratelui Zaharia și familiei și în mod general bisericii. Salutul este 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7, în mod special. 1, 2, dar 7 mai ales pentru dumneavoastră. Și acolo spune așa, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și noi dorim răsplata, cum spune Ruth, să fie deplină din partea Domnului oștirilor. Amin. Amin.